Un incendiu de proporții a făcut astăzi victime la un hotel din Târgu Jiu. Din fericire, a fost doar un exercițiu de simulare a unui incendiu unde pompieri, jandarmi și angajații Serviciului Județean de Ambulanță și-au testat timpii de reacție. Simularea a început la ora 9 și a avut ca scop verificarea modului de cooperare între forțele participante la exercițiu și antrenarea personalului din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. Incendiul a fost anunțat prin apel la 112. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a Județului Gorj împreună cu celelalte instituții din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care au atribuții în gestionarea unei situații de urgență generate de un incendiu, au organizat și desfășurat astăzi un exercițiu cu forțe și mijloace în teren la complex hotelier Gorjul. Situația tactică pe scurt, un incendiu izbucnit la bucătăria hotelului. Încercând să stingă incendiul, unul dintre angajați a suferit arsuri de gradul 2 și 3, fiind preluat de către echipajul SMURD și echipajul de ambulanță. Incendiul s-a propagat la nivelurile superioare. Din cauza panicii, mai multe persoane au ieșit pe balcon urmând a fi evacuate cu ajutorul platformei de lucru la înălțimi. Victimele incendiilor au fost salvate cu succes în scenariul bine pus la punct. La exercițiul simulat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență au participat personal operativ de la detașamentul de pompieri Târgu Jiu și detașamentul de pompieri Motru.